Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit la previziunile pentru energia lunii decembrie, care s-a apropiat cu pași atât de repezi încât nici nu-mi dau seama când a trecut acest an. Această citire se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în rac. Bun venit, dragii mei! Haideți să vedem cu ce vă întâmpină pe voi această frumoasă energie a lunii decembrie și respectiv a săgetătorului. Va fi o lună cu de toate, însă prin simpla ei prezență, decembrie este o lună calmă, este o lună plină de iubire, este o lună în care Mercur va retrograda spre sfârșitul lunii, este o lună în care în continuare îl vom avea pe Marte în Gemeni, care este poznaș, dar este și o lună în care Jupiter ne va încălzi din semnul astrologic al berbecului, iar acest lucru este favorabil. Acest lucru ne dă puterea să ne redefinim, puterea unui nou început pe care îl avem odată la 12 ani, căci atât durează un ciclu pe care Jupiter îl face prin toate semnele astrologice, puterea să fim cine vrem să fim și puterea să ne definim sinele, să ne definim viața și să ne creăm destinul. Haideți să vedem, dragii mei, care este mesajul principal pentru toți cei care se află în zodia RAC în luna decembrie. Floare, să fii sincer cu tine. Este o lună a frumuseții, o lună a frumuseții interioare, o lună în care energia se poate echilibra foarte frumos pentru voi, astfel încât să simțiți pace și liniște interioară. În luna decembrie, iată, pentru voi, dragii mei, se poate produce o schimbare. O schimbare de domiciliu sau închideți un capitol important din viața voastră sau unii dintre voi faceți o achiziție nouă. Că vorbim aici despre un imobil, despre o casă sau despre o mașină sau despre ceva care acum va merge. Poate fi orice tip de electrocasnic, poate fi orice care pentru voi de acum încolo să funcționeze. Unii dintre voi închideți un capitol important în ceea ce privește stabilitatea voastră și începeți un nou drum în viață. Este o pregătire, o începere de ceva nou și frumos, pentru care trebuie să fiți sinceri cu voi, astfel încât lucrurile să se așeze într-o frecvență și vibrație foarte bună pentru voi. Așteptări. Pe semne că unii dintre voi așteptați această schimbare să se întâmple, iar luna decembrie vine cu crearea unui moment oportun pentru a începe un capitol mult visat, un capitol mult dorit. Putem vorbi aici inclusiv despre a ne face planuri, despre a ne gândi foarte serios la ce vrem să facem cu viața noastră și la ce anume este important, dar realmente important pentru noi. Orizonturi îndepărtate. Pentru unii dintre voi vorbim aici despre o mutare efectiv, îndepărtare, da, în altă țară. Pentru alții dintre voi vorbim aici despre ceva ce va începe și va fi de foarte bun augur și va dura o foarte lungă perioadă de timp. Pentru unii dintre voi vorbim despre o încheiere, despre ceva ce ați vrut să faceți de foarte, foarte mult timp. Pot menționa aici ca date un an, 10 ani, perioada cuprinsă între un an și 10 ani, 9 ani, 9 luni, poate fi. Cifra 9 este foarte importantă, ora 9, luna septembrie de asemenea, și aici avem justiția, să-i spunem, o schimbare care este bine meritată, o schimbare justă.
ce stabiliți voi acum sau ce gânduri vă trec vouă prin minte în luna aceasta, dragii mei, vor lua contur în anul ce urmează. Foarte bine! Haideți să vedem și pe capitole cu ce vine decembrie pentru voi. În relație, pe planul material și pe planul emoțional. Bun, iată, în prima săptămână din luna decembrie vă regăsiți efectiv atât melancolici cât și foarte determinați, dar și înțelepți să faceți schimbarea vieții voastre. Nu știu, dragii mei, la ce anume vă gândiți, dar ține de stabilitatea voastră. Eliberați ceva, vă dezlipiți de ceva, vă mutați în alt loc sau produceți o schimbare la nivel de spirit. În prima săptămână avem lumea care închide capitole, care vă face pe voi stăpânii propriului vostru destin. În a doua săptămână avem o energie puternică de leu, dama de bâte, care spune sunt determinat și știu ce este cel mai bine pentru mine să fac de acum încolo în viața mea. În cea de-a treia săptămână cumva mă gândesc la sporul casei, la viața mea, la liniștea mea, la stabilitatea mea, pentru ca spre sfârșitul lunii să-mi dau seama că iubirea, familia și sufletul este tot ce contează. M-am emoționat pentru că voi, dragii mei, sunteți arhetipul perfect al familiei, faceți niște schimbări la nivel de familie, luați niște hotărâri care implică toată familia și luați niște hotărâri care vă privesc pe voi pentru a vă întemeia o familie. Dacă sunteți singuri, schimbarea pe care o veți produce vă duce către linia voastră de destin temporală potrivită pentru fericire. Dacă sunteți într-o relație stabilă, atunci trebuie să renunțați la ceva care are legătură cu familia voastră, dar trebuie să se producă o renunțare pentru ca mai apoi să intervină o evoluție. Iar dacă vorbim despre cei care sunt separați acum și voi, trebuie să dați drumul unei stări, unui gând, unei idei care v-a ținut pe loc. Trei de monede vorbește despre parteneriat. Veți avea sprijin în această schimbare la nivel de relație. Veți găsi parteneriatul dorit la nivel de relație. Asul de spade. Veți semna niște documente oficiale, da, pe care le așteptați de mult. Veți semna posibil o nouă chirie, un nou plan, actele pentru o casă, nu știu, ceva ce implică viitorul vostru atât îndepărtat cât și cel apropiat. Iar cu 5 de bâte aici, eliminați un conflict care a durat foarte mult timp. Văd aici un conflict legat de anturaj, care implica relația, văd aici un conflict poate cu familia care nu vă susținea, dar lucrurile se luminează pentru voi. Asul de spade vorbește despre realizare, asul de spade vorbește despre claritate și despre un nou drum liber. Bun. Pe planul material, în prima săptămână din luna decembrie, vă regăsiți gânditori, căutați o soluție despre cum ați putea voi să faceți ca la serviciul vostru să se întâmple lucrurile mai bine. Căutați să îmbinați prin serviciu, prin activitatea voastră profesională sau chiar și la nivel material, utilul cu plăcutul. Sunt cărți foarte bune. În prima săptămână v-am spus aveți spânzuratul, o pauză, o posibilă amânare la serviciu sau pe planul material pe care voi să o doriți. Din a doua săptămână a lunii decembrie se deblochează situația, lucrurile se pun în mișcare așa cum voi vă doriți. Iar spre sfârșitul lunii, efectiv,
Magicianul vine și vă ajută să atrageți toate lucrurile pe care vi le doriți. Aici mai spune, este timpul și să îți iei o pauză, un concediu de la serviciu pentru a te putea regăsi pe tine, pentru a-ți putea echilibra energia, pentru a putea petrece timp cu cei dragi. Este o reușită aici cu magicianul. Aveți în luna decembrie o reușită care a tot fost amânată sau întârziată. Avem 9 de spade, da, ceva ce va da foarte mare bătăi de cap. Acum se încheie, se clarifică o situație. 8 de cupe, exact cum spuneam. Ieșiți dintr-un impas financiar, ieșiți dintr-o neliniște la serviciul de, la locul de muncă, la serviciu, care va da bătăi de cap. Și vă veți da seama că toate lucrurile cumva au un sens și că se așează atunci când energia este perfect aliniată pentru voi. Este o săptămână a înțelepciunii, prima săptămână în care căpătați un sens în ceea ce privește resursele voastre materiale. Iar la nivel de stare emoțională, vă văd energici, hotărâți să faceți niște schimbări în viața voastră, atât emoțională cât și sentimentală, cât și la nivel de sănătate, să începeți să aveți mai multă grijă de voi, pentru că vă văd obosiți, dar vă văd și foarte amețiți, cumva confuzi. Vă văd obosiți, ăsta este cuvântul. Și aici, în prima săptămână, văd că vă hotărâți să treceți, să eliminați lucrurile neplăcute din viața voastră. Dacă vorbim despre o relație, atunci faceți pași grăbiți înainte către a aduce lumină în sufletul vostru, în a clarifica lucrurile, pentru că vă regăsiți într-un mic conflict cu sinele vostru interior. Unii dintre voi vă doriți să vă împăcați cu cineva din trecut, unii dintre voi doriți să vă împăcați cu un copil, poate nu aveți o relație bună cu aceasta sau cu acesta, unii dintre voi vă doriți să vă împăcați cu o energie feminină, vă uitați plin de speranță către viitor, iar unii dintre voi doriți să vă împăcați cu omul pe care îl iubiți. Nu există dubiu aici. Să vedem ce mai putem obține prin clarificare. A ieșit din pachet puterea. Începând cu data de 8 decembrie, veți simți că energia este de partea voastră și că aveți toate resursele fizice și emoționale să aduceți lumină în povestea vieții voastre. Împărăteasa vorbește despre realizare majoră, despre valoarea mea și despre cum îmi aloc eu atenția și energia către lucrurile care contează cu adevărat. Împărăteasa vine cu reușită, împărăteasa vine cu abundență, iar soluția pentru voi este prin energia damei de spade, care spune clar și răspicat ce își dorește. Este vremea să fiți obiectivi, să nu fiți sentimentali și să nu fiți naivi, este cuvântul pe care îl aud. Este o lună foarte benefică pentru toți cei care vor o concluzie care să le ofere siguranța zilei de mâine. Mai iau aici o carte oracol. Ce ne mai aduce luna decembrie? Care este evoluția? Tărâmuri magice care spun încredere, credință și puterea să îmi creez destinul. Avem magicianul aici. Din momentul în care veți intra în vibrația magicianului, absolut tot ceea ce vă doriți voi se poate materializa. Este o lună foarte bună care vă susține să ajungeți la concluzia mult dorită, la realizarea mult dorită. La adevăr, iată. Adevărul îmi este reflectat.
identitatea mea, iubirea de sine și acceptarea. Pentru unii dintre voi, dragii mei raci, veți afla un adevăr care în sfârșit vă aduce lumină și pace în suflet. Căutați să aflați un adevăr pe care îl aflați. Și eliberare, putere, împlinire și autosusținere. Da, unii dintre voi veți afla un adevăr sau vă veți lămuri într-o privință. Aș putea să spun în toate privințele, atât pe planul material cât și pe planul emoțional. Veți înțelege că a sta într-o stare de conflict nu vă avantajează, veți înțelege că și dacă există iubire, poate nu este de ajuns, sau poate veți înțelege că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Se va aplica după situația fiecăruia. Ca semne astrologice avem așa. La relație, Săgetătorul, Leul, Taurul, Racul pe voi, Capricornul, Săgetătorul din nou și toate semnele de aer. La planul material avem Pești, Capricorn, Rac, Rac foarte puternic, Fecioară, Gemeni, foarte puternic, Gemeni. Iar la planul acesta emoțional avem Berbec, avem Balanță, avem Scorpion, avem Leu, avem Taur sau Balanță foarte puternic aici și Pești. Aceste frecvențe ale arhetipurilor zodiacale vă ajută pe voi în luna decembrie sau interacționați cu cineva din luna decembrie. Data 26, 31, data de 28, 23, 9, din nou 26 foarte puternic. 5 și 1 sunt foarte importante pentru voi. Talismanele pentru voi în această lună. O inimă și două piciorușe de copil mic. Trebuie să găsiți copilul interior și să-l iubiți. Să vă gândiți la voi, să vă gândiți la tot ce a însemnat viața voastră până acum, să aveți o, știți cum se spune, New Year's Resolution, să trag concluziile, să fac bilanțul anului. Să văd că de fapt am fost puternic chiar și atunci când situația se prezenta mai puțin frumoasă pentru mine. Să văd că aici am avut parte de multă iubire sau că iubirea întotdeauna vine de unde nu te aștepți. Să văd că poate este mai important să rămân prieten cu cineva și să-i dau drumul să se ducă pe calea lui, pentru că este mai bine pentru sufletul meu. Aici aveți în prim plan și un copil, un copil, o împăcare, o relație care n-a funcționat cu un copil sau o provocare cu copilul vostru. Mai am inițialele G și H, care pot însemna evident nume proprii, țări, după caz orașe. Am auzit Hunedoara, Olanda, cine știe. Și ultima carte ca sfat de suflet. Foarte frumos. Meditație pentru pace și liniște. Și uite că avem aici în cartea aceasta mediu subacvatic, uite că vă avem aici, uite că avem simbolul racului, proasca țestoasă, uite că avem un cățeluș care înseamnă loialitate și uite că omul ăsta stă sub apă, adică se confruntă și acceptă schimbarea la nivel de emoție. Va fi o lună profundă pentru voi, dragii mei, în care veți avea un soi de realizare atât în ceea ce privește relația voastră, cât și serviciul, cât și starea voastră de sănătate și vă veți da seama că pentru a putea merge mai departe cu toate planurile pe care le aveți, în primul rând este bine să fiți bine voi și sănătoși. Dragii mei, sper că ați avut un an măcar liniștit, dacă nu formidabil. Sper să vă prindă noul an sănătoși,
cu iubire și împlinire, să vă fie casa plină de râs, de râsete, de bucurie, de fericire și de iubire. Să fiți sănătoși, vă mulțumesc pentru tot, vă doresc sărbători frumoase și pline de magie. Vă îmbrățișez. Pa, pa!